Din păcate, asta e majoritatea societății noastre. Suntem o societate de oameni nefericiți care nu își ating potențialul adevărat în cursul vieții și ajungem să avem fel și fel de regrete atunci când îmbătrânim sau când murim. Ăștia suntem noi, aici în România lui 2020. Avem democrație, libertate sau, mă rog, ceva de genul. Asta e istoria noastră recent. Am avut Revoluția acum 30 de ani. O perioadă de confuzie prin anii 90, am aderat la Uniunea Europeană în 2007, acum 13 ani, și de atunci diverse. Prea devreme poate ca să ne pronunțăm. Dacă ai sub 30 de ani, ai trăit numai în democrație. Dar un lucru e sigur, toți avem părinți care au prins o bună parte din viață în comunism. Adică cei 45 de ani înainte de 89. O lume cu alte valori și ce avea cu totul alte repere. De ce spun toate astea? Nu vreau să fac un video istoric aici să compar cele două perioade, dar e importantă observația asta că deși am ieșit din perioada comunistă nu de mult, ne-a lăsat moștenire prin educația și formația părinților noștri anumite valori care astăzi s-au transformat în capcane. Și partea șmechere că sunt capcane din alea bune, ascunse în lumina zilei, pe care nici nu le bănuiești a fi rele, ruginite de trecerea timpului, și astăzi vreau să vorbesc despre 5 dintre ele. Ca să fie clar, în video ăsta nu vreau să-mi vinuiesc persoanele care au trăit în perioada comunistă sau să pun vina pe oamenii lor pentru că nu alegi când te naști. Mai degrabă vreau să împărtășesc perspectiva mea, să duc câteva paralele pe care le-am observat crescând în lumea curentă și mergând și locuind în mai multe țări vestice, trăind și supraviețuind în lumea asta prin mai multe moduri, incluzând joburi, incluzând freelancing, incluzând antreprenoriat, creare de conținut, dacă vrei. Asta o să fie părerea mea, nu vreau să zic aici că dețin adevărul absolut. Și în ideea asta, părerile voastre sunt binevenite în comentarii. Dacă aveți lucruri de împărtășit, le aștept acolo, fie că sunteți sau nu de acord cu mine. Prima capcană mare aici este facultatea. Și acum nu vreau să vă găsiți scuză în ceea ce spun eu, ce urmează să spun aici, în a nu învăța la facultate sau a nu învăța sau nu merge la facultate, pentru că nu asta vreau să transmit. Dar ce mă deranjează la instituția anumită facultate în România este că are un rol atot puternic în societate în ce ține de educație. Pare că deține adevărul absolut când vine vorba de pregătirea unui om, unui elev, unui student pentru a deveni mai apoi om integrat în societate. Lucru care pentru foarte multe domenii nu mai e valabil în societatea de astăzi, nu, în niciun caz facultatea nu mai era ce era acum 30 de ani sau acum 40 de ani, pentru că avem o industrie mult mai dinamică în care joburile se schimbă mult mai rapid, iar facultatea atacă pregătirea asta pentru piața forței de muncă dintr-un noi foarte general, de multe ori învechit, lucru care nu e deloc benefic pentru o societate în rapidă schimbare care are extrem de multe domenii care apar de pe o zi pe alta și care sunt foarte nișate. Facultatea te bagă în confuzie foarte mult pentru că sunt mulți care intră în facultate crezând că fac ce e bine și că muncesc, trag de ei acolo 3-4 ani de zile și după aceea tot o să fie ok. Lucru care nu se întâmplă atunci când ieși sub becul facultății în lumina de afară, în lumina soarelui și îți dai seama că, bă, stai puțin că ce am învățat aici nu prea bate cu socoteala din târg. Chiar dacă facultatea e gratis sau chiar dacă plătești o taxă, tu mai ai un cost în plus foarte important aici, anume timpul pe care îl investești. Investești 3 ani în viața ta ca să capezi niște cunoștințe care sunt mai mult sau mai puțin eficient transmise către student și mai mult sau mai puțin utile pentru societatea de azi. Să mai punem la socoteală că în ziua de azi trebuie să faci facultate ca să ajungi om, să ajungi om mare, când mai stai de multe meserii foarte nobile la rândul lor și de care avem așa mare nevoie, cum ar fi instalator sau orice ține de meșteșug de lucru ăsta manual, și nimeni nu mai face asta în ziua de azi. De asta facultatea e o capcană, plus ideea asta preconcepută pe care o avem de la părinții noștri, o avem moștenirea asta la părinții noștri că dacă faci o facultate, după aia trebuie să trăiești cu meseria aia toată viața, că dacă ai făcut dreptul, trebuie să faci drept toată viața. Asta e, din nou, aiurea. Avem o lume care se schimbă de la o zi la alta și noi ne schimbăm ca persoane de la o zi la alta și un blestem stupid să pui copilul la 18 ani să aleagă drumul pentru următorii 40 de ani. Sunt de părere că facultatea asta trebuie făcută, nu trebuie ignorată, dar cu o sprânceană ridicată, la modul că trebuie chestionat ce și de ce învăț eu ce învăț acolo și în același timp să caut și alte surse din care să învăț, să fiu conștient că învățatul ăsta nu se termină cu finalizarea facultății. Am mai multe videouri pe tema asta, o să las în descriere dacă sunteți interesați. Următoarea capcană a societății este mașina. Și știu că și aici am făcut un video în care am dezbătut pe larg subiectul, las și pe ăsta în descriere, dar ideea e că a lua o mașină în societatea de azi, mai ales dacă stai în oraș, e o mare prostie. Nu luați asta ca
regulă categorică pentru toată lumea. Cu siguranță există și excepții, cu siguranță și mașina are utilitatea ei, dar dacă ești o persoană între 20-30 de ani care nu are o familie și care e bine conectată cu orașul și dacă nu ești în afara orașului cel puțin o dată pe lună, în locuri unde nu ai tren, unde nu ai accesibilitate cu tren și trebuie să te duci neapărat cu mașina ta personală, atunci mașina nu și are rostul. E mai eficient să mergi cu taxiul, să închiriezi mașina atunci când ai nevoie, să mergi cu trotineta, cu bicicleta, cu metrou, cu transportul public. Toate lucrurile astea sunt mult mai eficiente din punct de vedere financiar, unul la mână, pus pe hârtie frumos, doi la mână din punct de vedere al timpului, pentru că nu mai pierzi timp cu parcări, nu mai pierzi timp cu întreținerea mașinii și toate aspectele astea. Dar cel mai mult spun că mașina e o capcană, pentru că pe lângă faptul că cumpărăm o mașină și un mijloc de transport, de multe ori se cumpără și statut social, se cumpără orgoliu, lucru care are un preț destul de scump pentru viața noastră în general și un preț care nu ne duce prea departe, pentru că niciodată nu o să putem să satisfacem orgoliul ăla și tot timpul o să vrem și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult, și de aici intrăm într-o capcană, o gaură fără fund. Capcana numărul 3, ideea de a face credit. Și pe tema asta am mai discutat în mai multe rânduri și las video în descriere. Creditul care îți vinde siguranță, îți vinde nevoia de a fi proprietar, o nevoie adânc înrădăcinată în noi, în mentalitatea noastră post-comunistă, moștenită de la părinții noștri care au trăit într-un sistem în care nu exista dreptul ăsta la proprietate și dintr-o dată acum toți vrem, hai să avem proprietăți, hai să fim proprietari, românul vrea să fie proprietar. Practic atunci când faci credit, cumperi și nevoia asta interioară de a fii proprietar, de a fi tu stăpân acolo. În țările mai vestice, lucrul ăsta nu e deloc adevărat și oamenii preferă să stea în chirie toată viața decât să fie proprietar, pentru că a fi proprietar îți aduce și anumite responsabilități și anumite costuri pe care nu le vezi acum, nu e ca și cum plătești creditul ăla și nu o să mai investești niciun ban în apartamentul ăla toată viața. Dar lucrul pe care îl urăsc cel mai mult la ideea de credit e faptul că cedez mental posibilitatea ca eu să fac banii aia pe cont propriu. Adică eu aș admite față de mine faptul că în 30 de ani de zile eu nu o să pot să fac mai bine decât fac acum, decât jobul pe care l-am acum și ce preconizează jobul ăsta și mă limitez la treaba asta. Nu zic că e ceva rău să trăiești în condiția asta, dacă ești mulțumit cu ceea ce faci și ești fericit în jobul pe care l-ai și așa mai departe, foarte bine, mă bucur tare mult, dar dacă eu vreau, am o mică dorință în mine ca să ies din traseul pe care sunt acum, din jobul în care sunt acum, să fac antreprenoriat, să fac freelancing, să încep un proiect, să călătoresc prin lume sau așa mai departe, am face credit înseamnă să semnez distrugerea oricărei speranțe sau dorințe pe care o aveam și să rămân doar cu o iluzie sau o minciună pe care mi-o spun ca să mă fac să mă simt mai bine. Pentru că creditul îți distruge posibilitatea asta de a fi flexibil, distruge posibilitatea de a-ți asuma riscuri, nu mai poți să faci asta. Lucru care e rău, nu e rău, depinde aici. Dacă e o decizie asumată în direcția asta, nu e nimeni care să conteste și să zică că e rău sau nu. Și nu în ultimul rând, e mai sănătos să stai fără datorii decât cu datorii. Iar creditul ne duce la a patra capcană din societatea noastră și anume jobul de la 9 la 5. Acum știu ce o să zice, să ziceți, bă, Cristi ăsta a luat-o pe ulei cu jobul la 9 la 5 că lui nu-i place, că el freelancing într-una despre antreprenoriat și vorbește numai despre asta și normal că nu înțelegi. Și ca să fac lucrurile clare aici, eu nu consider că jobul de la 9 la 5 e ceva rău. Cât timp îți place ceea ce faci acolo și ești satisfăcut pe toate planurile și ești fericit acolo, de ce să nu stai acolo? Stai acolo, fă-ți treaba acolo, e foarte bine, e potrivirea perfectă și nu vreau să fiu înțeles greșit aici. Problema e că după câțiva ani ajungi în punctul în care nu mai ai ce învăța, nu mai înveți nimic nou sau înveți la un ritm mult mai încet și atunci rămâi, te duci acolo doar pentru a face bani, exclusiv pentru a face bani și momentul în care nu mai înveți lucruri noi e momentul în care ai pierdut jocul. Acum, de ce nu prea sunt eu fan al jobului ăsta la 9 la 5? E că, bă, cea mai mare parte din oameni se duc la jobul de la 9 la 5 și nu sunt fericiți acolo. Și cel mă enervează și mai tare e că lumea se preface că e fericită și sunt discuțiile astea de politețe, small talk-urile astea în birouri, ce faci, nu știu ce, bine, a fost mișto, m-am dat cu placa în weekend. Sunt toate aparențele astea sociale care sunt menținute și e o falsitate de multe ori în discuții, lucru care pe mine mă irită și mă dezgustă. Din nou, nu generalizăm, mai sunt și cazuri în care sunt oameni foarte mulțumiți acolo, foarte fericiți, dar pentru marea majoritate a oamenilor, dacă banii n-ar mai fi o constrângere, mâine nu s-ar mai duce la muncă. Și asta e un semnal de alarmă, faptul că facem lucruri doar pentru bani. Dar dincolo de bani, adevărata capcana jobului de la 9 la 5 constă în siguranța pe care oferă. Schimbul pe care tu îl faci acolo nu e neapărat pentru bani. Practic, a merge la un job de la 9 la 5 e egal cu a face un credit al cărui rezultat final peste 30 de ani o să fie siguranța. Rata lunară plătită este reprezentată de timp și energie pe care noi îl investim ca să mergem la jobul respectiv, timp și energie pe care îl dăm în fiecare lună din viața noastră și în fiecare an
pentru a primi niște bani și pentru a primi siguranța, siguranța că cotizăm la pensie, că avem vechime, că o să avem un pat bun atunci când vom îmbătrâni. Dobânda pe care o plătim aici, mai mică sau mai mare de la caz la caz, este nefericirea noastră pentru faptul că mergem undeva și lucrăm la ceva ce nu ne place. Nevoia asta de siguranță e adânc înrădăcinată noi și vine și din mentalitatea părinților noștri și probabil vă e cunoscută zicala asta. Să ai un job sigur, să-ți meargă vechimea acolo ca să poți să ai o pensie bună și așa mai departe. Am moștenit gândirea asta la părinții noștri și se reflectă în viața noastră de zi cu zi. A vrea să ai siguranță nu e ceva rău, din contră, e normal să ai fi dement să nu vrei să ai siguranța asta, numai că jobul ăsta la 9 la 5 are aceeași autoritate cum are facultatea în învățământ. Și anume, e văzut așa ca singura metodă datorită trecutului pe care l-am avut, este singura metodă prin care poți să ai siguranța asta. Dar numai că în ziua de azi, în sistemul de astăzi, sunt mult mai multe paradigme, mult mai multe opțiuni prin care poți să generezi venit, să obții siguranța asta, chiar o siguranță mult mai mare, dincolo de siguranța asta de plutire pe care oferă jobul la 9 la 5. Și cu cât investești mai mulți ani din viața ta în a obține siguranța asta, în a cotiza la pensie, la vechime, cu atât devine mult mai greu să ieși de acolo. Devine mult mai greu să ieși de acolo și începi să te conformezi, retezând entuziasmul și în același timp crescând și minciuna aia că într-o zi o să fac eu ceva, o să încep eu pe cont propriu, o să am eu un proiect al meu, o să. Și asta mă întristează foarte tare să văd, mai ales când văd că se întâmplă asta în rândul prietenilor mei. Sunt oameni care își pierd entuziasmul ăsta și rămân prinși acolo cu deziluzia că da, sunt bine, dar dincolo de binele ăsta nu e nimic bine. Și pentru mine asta e o mare satisfacție prin ce facem cu Libertate în IT, pentru că ajutăm și lucrăm cu oamenii astfel încât să poată să treacă dincolo de pragul ăsta, să păstreze entuziasmul ăla în viață. Acum, ultima capcană a societății noastre, a cincea capcană pe care o trăim în fiecare zi, este presiunea socială. Avem tendința greșită să credem că ce face majoritatea aia e bine, dar adevărul e că majoritatea oamenilor sunt nefericiți și dacă ne-am întrebat fiecare pe noi cât mai sincer posibil acum cât de fericiți suntem de la 1 la 10, mă îndoiesc că cea mai mare parte din noi am zice 10, personal n-aș putea să zic 10, dar cel puțin lucrez spre a obține un 10. Acum, problema asta cu fericirea nu e că trebuie să fii tot timpul la nivelul 10, dar ce pot să fac și ce încerc să fac e să mă asigur că iau acțiunile potrivite și merg în direcția respectivă și că nu mă complac într-un drum pe care merge majoritatea și care eu știu pentru mine că nu o să mă ducă niciodată la a fi fericit. Din păcate, asta e majoritatea societății noastre. Suntem o societate de oameni nefericiți care nu își ating potențialul adevărat în cursul vieții și ajungem să avem fel și fel de regrete atunci când îmbătrânim sau când murim și ne băgăm scuzele astea penibile că așa e viața. Așa e viața, truismul ăsta, așa e viața, sau asta e realitatea, sau în viață nu faci numai ce-ți place, probabil ați mai auzit lucrurile astea până acum și sunt de acord că nu e neapărat ușor și nu e lapte și miere și că trebuie să muncești și că trebuie să tragi de tine, numai că depinde încotro trage tine, știi, din nou. Trag de mine într-o direcție bună pentru sufletul meu, pentru împlinirea mea, sau trag de mine pentru altcineva. Și asta cu presiunea socială e valabilă și pentru facultate, e valabilă și pentru mașină, e valabilă și pentru credit, e valabilă și pentru job, e valabilă și pentru familie. Sunt mulți oameni care încep o familie doar pentru că simt presiune socială și pentru că trebuie să intre în rândul lumii, trebuie să faci parte din rând, trebuie să te îndrăgostești ca să intri în rândul lumii. E aberant. Sau că spun părinții și te întreabă părinții, ai mamă, când te însori? E greu de distins a face ceea ce e corect versus a rezista acestei nevoi de apartenență. Pentru că, până la urmă, noi ca oameni, una din nevoile noastre primare e să aparținem, să fim, să simțim că aparținem de un grup, de o societate și să fim incluși în acea societate și dacă suntem ciudați și diferiți în 7000 de feluri, o să fie mai greu să găsim primire în ochii celor din jur. Chiar dacă cei din jur ar trebui să ne aprecieze, să ne iubească pentru oricum am fi noi, devine mult mai greu și de asta presiunea asta socială e una din cele mai mari capcane. Pentru că ajungem să credem că asta e normalul, că e normal să fii nefericit, că e normal să te prefaci, să spui că e bine, pentru că toată lumea din jur face asta și luăm ca regulă generală că ce face majoritatea e normal. Lucru care e complet greșit, după părerea mea. Asta e modul în care văd eu societatea în momentul de față. O perspectivă destul de tristă dacă stăm să ne gândim câți oameni sunt priși în capcanele astea. Și astea nu sunt singurele capcane. Cât de bine am putea fi și cât de bine nu suntem. Una din provocările pe care le avem, să ne înțelegem istoria, să ne înțelegem și să acceptăm trecutul pe care îl avem, să vedem capcanele în care suntem și să ieșim de acolo. Vreau să aud părerea voastră în comentarii. Cum vedeți voi lucrurile astea? Cum percepeți voi lucrurile astea?
și de ce credeți că e altfel, sau dacă aveți lucruri pe care să mă contraziceți, lăsați-i acolo, chiar vreau să aud și părerea voastră, să, că nu dețin adevărul absolut aici și vreau să creăm o dezbatere care să fie, bineînțeles, pe argumente logice, nu pe iureli. Așa că, da, vă mulțumesc că v-ați uitat, nu uitați să dați un thumbs up, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă și eu sunt Cristi de aici, m-am dus, stați bine izolați, pa, pa!